Bună ziua din nou! Iată, eu sunt din nou aici în atelier și aș vrea să arăt cum am arătat ieri, cum am pregătit leațurile pentru rame și acum aș vrea să vă arăt cum decupez leațurile față-spate. O să dau așa un pic ca se vadă la circular. Sper să se vadă. Da. Deci am astea prelucrate deja din scândură de 4. Aici are 3,7. 3,7. E făcut falsul respectiv. Și acum o să dau drumul și am să vă arăt cum scot felii din... niște felii din astea. Aici le mai au un pic de smirgă. Le mai au un pic de smirgă ca să nu ai de scamele astea. Și acum aici am să vă arăt că eu le-am făcut pe alea. Deci aici am făcute pentru 400 de bucăți. Pentru 200 de bucăți, 400 de... de înălțătoare din astea pentru ramă. Așa, vă arătasem că am leațurile, spetezele astea. Așa. Și am partea asta de jos, care v-am spus eu că am îmbinat-o cu din niște și urmează să o capsez, să o găuresc și să-i pun sârmă. Da. Asta am vrut să vă arăt cum tai. Cum tai înălțătoarele astea la rame. Da, astea sunt oi și mai subțiri. Le dau la rebut. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă spun o seară bună. Multă sănătate și să ne auzim la un nou video sănătoși. Doamne ajută!